Bună seara, dragilor! O seară deosebită, ca întotdeauna, alături de mine un prieten de o viață, dar până să începem misiunea, puneți-vă comozi în fotolii, puneți-vă un șpriț bun sau o bere, pentru că veți auzi o poveste de viață extraordinară, pornită din anii studenției și iată că astăzi ne împărtășește nouă tuturor Nicolae Havrileț. Bine ai venit, Nicule, și sper că toate drumurile, deși în ultimii ani au dus la București, să se întoarcă într-un moment dat către Târgu Mureș, pentru că ești de aici, de la noi. Și spune-ne un pic care mai este viața ta. Suntem nifame de ultimele noutăți din viața ta și probabil că și din ultimii ani, pentru că fiind o persoană în funcții, mai puține știam exact care e programul tău cotidian. Da, în primul rând, dar n-ai greșit, prenumele meu este Nicolae, da. Așa a fost și taică-meu. Abia pe fiul meu i-am dat al doilea nume Nicolae, dar după ce am văzut că atunci când mă întâlneam cu delegații străine, le era foarte greu să pronunțe Nicolae. Și atunci la nepotul meu i-am pus numele de Nicolas, ca să fie mai ușor. Deci ești un bunic fericit. Începem pe pozitive, mi se. Iar în ceea ce privește plecarea din Târgu Mureș, eu zic că niciodată n-am plecat. Întotdeauna am rămas acolo unde am lucrat. Mă întâlneam zilele trecute cu foști colegi de la Autoritatea Națională de Reglementare, unde am fost președinte, pe fundalul discuțiilor schimbării, mă rog, renominalizării unui nou mandat al conducerii actuale ANR și mă întrebau dacă nu veniți înapoi și le ziceam, domnule, dar eu n-am plecat pentru că am lucrat cu voi dintr-o altă postură, dar de fapt n-am plecat niciodată din ANR sau n-am plecat niciodată de la Romgaz. Am luat repartiție la Romgaz, am lucrat permanent la Romgaz și în momentul în care mi-am făcut firma, am lucrat în domeniul gazului, am colaborat cu ei, am plecat la ANR. Nici nu mai spun cât de mult am colaborat cu zona gazieră, dar și de electricitate, iar mai departe Ministerul Energiei. Am fost chiar membru în Consiliul de Administrație al Romgaz, deci practic n-am plecat niciodată și nici nu cred că voi pleca din această structură. Nu voi pleca niciodată din Târgu Mureș. Aici am casă, aici este societatea comercială care m-a înființat în 1990 pe domeniul gazelor naturale, proiectare, consultanță. Deci practic unde am lucrat, lucrez și acum, dar sigur nu sub aceeași formă. Este un lucru extraordinar să mi-amintesc din ceea ce mi-ai împărtășit cu ani în urmă, și anume că în anii studenției ai înființat o trupă de comedie cu care făceai chiar și turnee pe vremea când, dacă mi-amintesc bine, chiar și Giulii Pascu era la început și cu trupa. Da. Spune-ne un pic din acele experiențe, pentru că eu cred că un om deștept trebuie să aibă la el simțul umorului. De aici pornește, până la urmă, și prietenia cu viața. Sigur, cei care au... Ca să fim filozofic. Da, cei care s-au născut sau au fost dotați de la natură cu simțul umorului sunt avantajați față de ceilalți. În primul rând, sunt, să zicem, feriți de depresie. Pentru că și atunci când ți se întâmplă un lucru rău și dacă ai simți umorul, zice, domnule, cum spune acum cineva la televizor, și dacă pierde, măcar să câștigăm. Așa e și cu cei care au simți umorul. Chiar dacă pierd, iau latura mai puțin nefericită și mai mult se încurajează cu latura, pentru că, așa cum știm, adevărul are două fațete. Este un adevăr de o parte și fiecare adevăr are două fațete, așa, și un lucru bun are și un lucru rău sau invers. A fost o pasiune de-a ta de copil? Sau? Da, încă din copilărie, știu eu, în clasă, cu copii, totdeauna eu ziceam ceva și copiii râdeau. Atunci am văzut că am oarecare deprindere sau un pic de talent să zic un banc, de exemplu, și am mers așa, când am ajuns la liceu, am fost selectat de către
profesoara de română să joc într-o piesă de Caragiale. Când am ajuns în armată acolo, gata, mi-au zis trebuie să faci brigada artistică, de, că așa era vremea atunci, să fac o brigadă artistică ca să ne umplem timpul mort, pentru că noi aveam internetul care ne umple. Studenția unde ai făcut-o? Studenția am făcut-o la Cluj, iar într-un an, într-o vară, am primit ca și premiu o vacanță la Costinești. Dar am primit ca premiu, pentru că am învățat bine. Și când am ajuns acolo, mi s-a spus... De bursă, așa. Da. Deci, n-ați venit să stați cu burta la soare. Voi aveți niște bilete pe care nu le-ați plătit. Vi le-a dat facultatea, dar voi trebuie să faceți muncă patriotică. Cum muncă patriotică? Aici sunt niște IAS-uri, niște CAP-uri în jurul Costineștiului și trebuie să mergeți la... scos, acum zice să scoate ceapa. Dimineața la ora 8 ați mâncat, vă ducem cu mașina, la ora 3-4 vă ducem la masă și după masă puteți să ieșiți. Ne-am dus acolo și discutau. Vamează când apune soarele, poți să mergi tu pe plajă. Da. Și stăteam așa, cum? Păi zice, uite, dacă nu îți place, ai putea să scapi cumva. Dacă te pricepi să cânti la chitară, să zici un banc, să reciți o poezie, fiecare seară studenții din fiecare centru universitar trebuie să fac o seară culturală. Dacă ești unul dintre ăștia cu chitara sau cu bancurile, zici că faci repetiție și nu mergi la ceapă. Da, domnule, eu zic bancuri. Și am făcut o seară Centrul Universitar Cluj, a ieșit foarte bine, bancuri foarte bune. Student clubul era la momentul acela gestionat de Marina Almășan, m-a luat și am avut o rubrică zilnică, 5 minute cu Nicu Mavrileț. Și ziceam bancuri la student, la radio, vacanța. Foarte tare. Și cu asta ai scăpat în viață, de ceapă. A apărut în viața studențească când am ajuns la Cluj. Un coleg de-a meu care era foarte potent și chiar mă bucur de succesul lui ulterior, Ioan Rus, ministru de interne, mi-a zis, Nicolae, uite care treabă, avem obligație să facem... să avem și noi o prezență cu o brigadă artistică la finala pe țară, care va fi în Cluj. Noi nu putem să ne lăsăm. Uite, stătea cu ziarul, cu viața studențească în mână. Articolul era scris de Cornel Nistorescu. Nicu Avrileț, din Cluj, că a făcut și... ce uite, poți să scrii ce vrei, zic, da, dar când propun eu un text, dacă... Domnul zice, aia o rezolv eu, numai nu te legi tu de chiar așa, da? Și am făcut un text și am avut surpriza că a ieșit foarte bine. Am evoluat tot mai mult și am luat de multe ori premiul 1 pe țară și am fost pe locul 1 mult timp. La un moment dat ni s-a alăturat și Iuri Pascu, el făcuse un proiect de-a lui la Facultatea de Filologie, nu i-a mers și atunci a venit în trupa noastră, dar cumva a venit separat de noi. Deci dădeam spectacole împreună, aveam sale arhipline. Am ajuns să dăm în sala sporturilor de la Timișoara, de la Iași, de la Cluj, sale arhipline care veneau la umorul studențesc. Era un brand, un label foarte, foarte important, umorul studențesc. Vreau să înțeleg că cariera de actor ți-a trecut așa razant pe lângă... Eu totuși am vrut să fiu inginer. Doamne, faptul că am acest avantaj, să zic, un banc, să prezint... acest talent. Da, față de alții care nu aveau. Mă ajută, în fond, când am ajuns la guvern și trebuia să fac conferințe de presă și presa mă ataca. Nu aveam nicio emoție. De exemplu, actualul președinte al ANR n-a făcut nici măcar o singură conferință de presă, de frică că o să-l atace și cu ceva și nu va sau putea. Sau de frică să nu greșească. Să închinăm un pahar de șpriț, pentru că așa le cade bine unor doi domni clasici. Așa? Mă bucur că te revăd. Noi am fost și colegi de bancă în Parlamentul județean, așa, în Parlamentul local, unde nu de multe ori ne-am întâlnit cu diverse situații hazli, unele mai puțin sau mai mult, dar probabil că ți amintești cum primeam pe SMS-ul mesaje și probabil că așa primești tu de la împărăție cum să votezi, cum să nu votezi. Aceste lucruri fac parte din politica pe care eu am uitat de ca o cucoană de aia cu părul cărunt înspre care nu vreau să o mai uit.
Și mă amintesc că odată chiar am ieșit la un șpriț și m-a întrebat, uite, Dorule, mi s-a propus să merg la București, la ANR, dacă ți-i minte. Ce zici? Ce părere ai despre chestia asta? Asta sigur că s-a întâmplat după un incident neplăcut, dacă bine mă amintesc, un coleg de-al nostru s-a sinucis, nu? O reacție destul de ciudată, pentru că era un om de viață. Care a lucrat în ANR și care a suferit o depresie majoră, urmarea a presiunilor publice și politice care s-au făcut asupra lui, mai târziu am aflat, asupra ANR-ului să produc presiuni foarte mari. Pe mine m-a surprins atunci și când mi-ai spus, mai ales că, uite, pur și simplu n-am mai rezistat acestor presiuni, am zis, domnule, e un loc cald, e un loc care clocotește, de o importanță poate pe care oamenii nu au cum să o înțeleagă, și atunci sigur că vine, sărim de la una la alta și după aia ne întoarcem. Vine o întrebare simplă, de fapt continuă ideea pe care suntem călare. Ai avut vreodată presiuni mari într-atât încât să nu te simți confortabil cu felul tău de a fi, cu... Mai degrabă răspunsul este invers. Niciodată nu am fost fără presiune. Incredibil. Deci presiunea este permanentă, dar care este lucrul cel mai important la Autoritatea Națională de Reglementare? Această autoritate este o instituție pusă în slujba consumatorilor de energie sau gaze sau termie. Asta da, dar în același timp, acum eu ți-o spun așa ca și privitor, cumva voi monitorizați activitatea celor care sunt în domeniul energiei și depind de voi într-o anumită măsură, într-atât încât să vă facă să intrați în acea horă a mecanismelor mai puțin sau mai mult fair play. Problema de bază este faptul că presa, și mă refer la presa subvenționată de o zonă politică împotriva altei zone politice, folosește anumite decizii ale Autorității Naționale de Reglementare care sunt corecte față de cetățeanul român. Sunt corecte, de exemplu, este foarte corect ca eu să verific dacă prețul pe care îl plătește pentru energie sau gaze este corect. Nu dacă este mai mic decât ar trebui să fie. Pentru că dacă ar fi mai mic decât ar trebui să fie, atunci înseamnă că furăm de la cineva. Deci dacă tu extragi gazele naturale și le vinzi la un preț mai mic decât costul tău de extracție, înseamnă că te-am furat pe tine. Numai tu fiind firmă de stat cum e Romgazul, înseamnă că noi furăm statul. Cum s-a ajuns, Nicule, la o astfel de situație încât prețurile la gaz să explodeze și să facă atât de mult rău buzunarele românilor până la urmă? Ai fost președinte al ANR, ai fost ministru secretar de stat, ministrul energiei. Da, ce s-a întâmplat? Sigur, știm ce s-a întâmplat. Este vorba de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Noi fiind, dragul meu, totuși o țară în care, dacă bine mă amintesc, pe vremea liceului, depresiunea transilvană pocnește de gaz. Sigur. Și mai avem și Marea Neagră. Marea Neagră care ne-ar fi făcut ultra bogați. Și așa, această creștere foarte mare a PIB-ului în ultimii 2 ani de zile se datorează în cea mai mare măsură prețului la energie și gaze pe care l-am plătit. Banii ăștia s-au dus în PIB. E adevărat că acum să discutăm cine le plătește. Populația săracă sau populația bogată? Sau firmele care utilizează gaze sau firmele care nu utilizează gaze decât într-o măsură foarte mică? De exemplu, dacă mergi la stomatologie, costul lui, al stomatologului, pentru serviciul care ți-l prestează pentru energie sau gaz este infim. În schimb, dacă mergi la un combinat, cum avem cazul combinatului din Târgu Mureș, are 3.000 de salariați și are 6.000 de familii, ce se întâmplă cu combinatul? Se oprește, își dă drumul, Atât de mult contează gazul, prețul gazului, că am senzația că de acolo vine problema lor cea mai mare, costul de producție. Sigur că vorbim de costul gazului care este ajuns să fie de 10 ori mai mare. 10 ori.
Și atunci nu deci de pot... când au preluat combinatul, practic... Nu, eu mers foarte bine, să zic așa, tot sub o formă umoristică. În timpul meu, când am fost ministru adjunct la energie, și zic această titulatură, nu secretar de stat, pentru că am condus departamentul energiei din cadrul Ministerului Economiei și Energiei. Practic am fost... Eu eram corect. Pe partea de... Acum sunt, de exemplu, pe Ministerul Energiei, a revenit departamentul în zona de ministeriat și are 6 secretari de stat și un ministru și un secretar general și un secretar general adjunct. Înainte eram singur și practic eu gestionam. În perioada respectivă ei au obținut cel mai mare profit pentru că am gestionat foarte bine, zic eu. Apropo de chestia asta, te întrerup pentru că este important să spunem, să știe toți Târgu Mureșenii și nu numai. Atât timp cât ai fost la București, în toate funcțiile pe care le-ai deținut, ai fost o gazdă primitoare pentru Târgu Mureșenii care te-au vizitat și au cerut un sfat sau un ajutor și aici mă dau exemplu pe mine. Mă ajuți într-o chestiune sau alta, pentru că Bucureștiul este atât de mare încât te poate înghiți și pentru asta îți mulțumim, îți mulțumesc și faptul că nu ai uitat de unde ai plecat, dă dovadă faptului că ai caracter și, în primul rând, demnitate. Dar cred că, nu știu din ce cauză, profesioniști adevărați dispar unul câte unul și rămân uneltele. Asta da. Înseamnă răspunsul la comandă.ro, toată politica? Da, așa este. Și ai clădită toată politica. Este, pentru că noi am schimbat o filozofie. Deci am plecat de la, nu de la un par de vin, dar... De fapt, politica asta e ca și la curtea împăratului. Deci noi am plecat dintr-un sistem ultra-centralizat, comunist, care s-a blocat, n-a mai funcționat, către o zona așa numită capitalistă, dar asta de fapt nu înseamnă altceva decât economie liberă și de piață. Cum scrie în Constituția României. După 90 ne-am schimbat Constituția și am zis că economia noastră nu mai este economie planificată, este una liberă. Te-a prins Revoluția? Târgu Mureș. Și ce făceai? Centru. În centru? Fain. Da, pentru că lucram la Distrigas, care era în zona centrală și când începeau demonstrațiile, acolo eram și eu. Cum ai perceput toată povestea asta? Cu o doză de speranță, de frică, de... Cu speranță, pentru că eu ziceam așa, domnule, dacă eu nu pot să am niște satisfacții simple, de exemplu să mă uit la filmul pe care vreau eu să-l văd, să citesc cartea care vreau eu să o citesc, să vizitez țara pe care vreau să o vizitez, atunci de ce să mai stau în România? Deci avem acele planuri și atunci când a venit Revoluția, sigur că am avut speranțe, am ieșit seara cu doctorul Bancu, Șerban Bancu, fie iertat. Eram vecini, am ieșit în fiecare seară, chiar și în seara când s-a tras. Am ieșit, dar am scăpat, era foarte multă lume. După aceea, mai târziu, după un an de zile, m-am întâlnit cu un cetățean al Târgu Mureșului care și-a satisfăcut stadiul militar în echipa militară care, în plutonul care a venit, care a venit cu tancurile. Okay. Dar a fost, când a fost el prezent acolo, a fost prima seară că nu s-a tras. Dacă ți-aduci aminte, s-a dat ordinul și s-au retras tancurile și nu s-a tras. Dar mi-a zis așa că ei aveau consens să tragă. Foarte tare. Aveau consens să tragă. Lumea a ieșit plină de entuziasm, unii sperând că a venit ziua cea mare și chiar a venit, pentru că democrația, chiar dacă au trecut 30 ceva de ani și încă noi n-am înțeles-o pe deplin, suntem, zic eu, pe drumul bun. Ce ai făcut? Primii pași după Revoluție? Chiar la Revoluție eu am fost rezervist. Eram rezervist activ, adică mergeam la pregătire, la comisariat în fiecare an, 2 săptămâni. Pentru că am făcut o armă mai specială, am fost la Pioneri, explozibil, cu poduri minate, cu elemente de genul acesta, și de la comisariat, când le spuneam, eu sunt inginer, sunt foarte ocupat, nu mă mai chemați. Și-a dat, nu prea avem în Târgu Mureș pe zona asta de Pioneri. Eu, reușind la facultate pe Romgaz, pe zona asta, am fost trimis ca și terist într-o
armă specială, geniu. Și mergeam. Când a venit Revoluția, ne-au îmbrăcat în haine militare și patrulam în fiecare noapte pe străzile Târgu Mureș. Îmi amintesc că se erau patrule și civili, da, împreună cu milițieni. Cu... Da, ne-au dus la combinat, la Zomureș, și ne-au îmbrăcat cu haine militare, fără arme, și mergeam în grupuri de șiruri, rânduri de câte 11-13 militari rezerviști, și mergeam prin cartiere să vedem. Deci am copilărit până la 9 ani în satul meu, din confluența râurilor Vișeu și Tisa, lângă Sighet, localitatea se numește Valea Vișeului. Ne-am mutat la Sighetul Marmației, maică mi-a lucrat ca tipografă, taică mi-a era ceferist. Și ne-am mutat la Sighet, am făcut liceul la Sighet, am terminat facultatea la Cluj, am făcut armata la Arad. Cum ai ajuns în Mureș? Am luat repartiție la Romgaz Mediaș. Soția mea fiind din Ludu, și am stabilit că erau probleme cu locuințele de tinerilor. Nu se spune acum că tinerii beneficiau de apartamente. Nu era chiar așa. Și deocamdată, la terminarea facultății sau atunci când ne-am căsătorit, trebuia să locuim la părinți pe moment, până când găseam un apartament. Și așa am zis, hai să mergem ori la mine, la Baia Mare, la județul Maramureș, unde sunt eu, ori mergem în zona ta, la Luduș. Am găsit cel mai apropiat de Luduș Romgazul, dar am ales Romgazul și dintr-un alt aspect. Un aspect tehnic și un aspect, să zic, umoristic. Aspectul tehnic a fost că Romgazul era o companie uriașă de stat. Era de stat, dar uriașă, Romgazul, da, care deținea tot ce înseamnă gaz în România. Deci era... Și ce treabă avea Romgazul cu zona artistică? Umoristică, nu sau umoristică. Artistică. Pe partea umoristică era în felul următor. La Sighet locuiam la casă și trebuia să tăiem lemne. Și mă punea taică-mă pe mine să tai lemne. Și tăiam lemne și iarna, și vara, și cu mănuși, și fără mănuși. Și ne înghețau mâinile. Când am ajuns la Cluj, la studenție, în căminul studențesc, aveam la marginea culoarului, etajul la care erau camerele, la fiecare nivel era o bucătărie, un oficiu. Și bucătările aveau reșouri pe gaz. Și ne făceam acolo cartofi, paie, ne făceam ceai, ne făceam cafea. Și zice, uite, domnule, ce elegant să ai apăsat pe un buton, ai dat foc și ai, nu mai trebuie să vii cu vreascul de lene, nu mai trebuie să tai, să stivuiești. Câtă evoluție! Da, și a zis, domnule, eu mă duc acolo unde este gaz. Și când am văzut Romgaz, oh, pe chiar la ăștia. M-am dus la Romgaz, am stat acolo un an și jumătate și s-a luat o decizie în 1983 ca o parte importantă din Romgaz să se mute în Târgu Mureș, pentru că județul Mureș în vremea respectivă și cred că și acum este județul care dă cele mai mari cantități de gaze să extrag din județul Mureș. Tocmai asta, da, asta mă surprinde, faptul că avem atât, da, de mult gaz. Da, din zona Sărmășel, din zona... Peste tot. Și în jurul Târgu Mureșului, da, avem aici compresoarele, da, stațiile de uscare și Corunca, și zona foarte bogată în gaz. Și am zis, eu mă duc acolo unde nu mai trebuie să tai lemne. Și asta era zona partea umoristică, dar după aceea, fiind la Mediaș, mediașenii nu vreau să se mute. Ei erau oameni cu casă, toți aveau căsuțele lor, nu vreau. Și am întrebat, domnule, care vreți să vă mutați la Târgu Mureș? Eu, oricum, făceam naveta din Luduș. Și atunci am venit în Târgu Mureș într-un colectiv foarte bun. Să avem sănătate, mai chelem un par, pentru că vorba e vorba, dar... Spune-mi, te rog, cu know-how-ul tău, cu experiența dobândită în domeniul energiei, cine conduce lumea din punct de vedere energetic astăzi? Să zicem că sunt multe elemente care ai putea să spui că așa este, dar îl dau un exemplu din România. Când am ajuns la ANR, ca și consumator de gaz nu știam. Când am ajuns la ANR, am observat că ANR-ul obligă fiecare consumator de gaze din România, că e casnic sau că e industrial, să consume minim 30% din consumul lui importat de la ruși. Deci, foarte tare, dar cum se poate face asta? M-am uitat în... Dacă este lege. Nu era lege. Era un regulament.
Era un regulament care se baza pe un ordin de ministru. Iar ordinul de ministru din anii 2000 spunea în felul următor. Cine a fost ministru atunci în 2000? Daniel Popescu. Ok. Hai că încet, încet... Scria acolo în regulament că ordin de ministru, deci nici măcar hotărâre de guvern. Poți să-ți asumi o asemenea așa nebunie? Așa am găsit eu. Ordin de ministru ca, având în vedere că noi considerăm că în 2014... Deci era în 2001. În 2014 nu vom mai avea gaze. Ca să prezervăm gazele românești pentru generațiile viitoare. A făcut el un calcul așa. Obligăm pe toți consumatorii din România să consume minim 30% din consumul lor să fie din import. N-au zis că de la ruși. Dar importul nu se venea din altă parte. Din altă parte n-avea de unde. Toate bune și frumoase, pentru că în momentul în care s-a dat acel ordin, prețul gazului intern era egal cu prețul gazului extern. Deci cât dădeam la ruși, atâta dădeam și la noi. Și atunci zice, domnule, omul e ok. De aceea nimeni n-a zis nimica. Păi, numai că începând cu anul următor și următor și următor, rușii urcau și am ajuns în 2008. Prețul gazului românesc era $150 1000 de metri cub. Prețul rusesc $690. Și atunci luam 30% din coșul nostru, era cu 690 și 70% cu 150. Incredibil. Și deja intrăm în zona umoristică. Zice, bă, incredibil, asta chiar că e o glumă. Nu? Adică e ceva anormal să cred că e adevăr ce spui acum. Da. De ce nu spune nimeni chestia asta? E pentru prima dată în viața mea când aud o asemenea... Da. Păi tu îți dai seama ce noi cumpăram de 7 ori mai scump gazul? Și luam 30%. Și atunci... În primul an m-am dumirit, în 2013 și din 2014, de la 1 ianuarie, nu mai este obligat nimeni să ia din import. Dacă numai cel care nu-i ajunge. Se cumpără, am liberalizat. Ai luat tu decizia asta? Da, am liberalizat piața de industrială. Adică, numai și numai, pentru chestia asta, spun sincer, înseamnă că ai cojones. O decizie. Când... Deci până atunci noi plăteam pentru cele 30% din consum provenit de la Gazprom, România plătea 1,5 miliarde de euro. Consumatorii. Că nu statul plătea. Consumatorii plăteau. Doar erau niște elemente. Ministerul a dat ordinul, regulamentul pe care l-a pus în funcțiune ANR, ca să îndeplinească ordinul. Deci ca să înțeleg o chestiune, eram supuși consumului gazului rusesc, asta și pentru faptul că, repet, un ministru și-a făcut el singur de cap cu o țară întreagă, să zicem, mai pe românește, și probabil și pentru faptul că avea infrastructura necesară să livreze acest gaz. Da. Că... Infrastructura era, pentru că am fost în Caier. Și am avut, deci rușii se rugau de noi ca să lăsăm să tranziteze România. Și chiar ei au construit rețelele care tranzitează România de la Isaccea la Negru Vodă spre Bulgaria. Sunt două conducte majore ca să ducă gaze în Balcani. Care e situația astăzi? Vis-a-vis de ceea ce mi-ai spus acum. Deci 30-70, dar cu... Deci începând din 2014, n-am mai fost obligat. România lua nu 30%, a luat în primul an 6% din import, doar atât. Și am scăzut de la o factură externă, de la 1,5 miliarde de euro, la undeva la 60 de milioane de dolari. Păi trebuie oamenii ăștia să-ți facă statuie, Nicule. Da, dar foarte mult s-au supărat, dai seama. Asta vreau să văd. După această decizie, ce consecințe au fost profesionale, da, zice așa? Prima consecință a fost că m-am trezit chemat la ANI și să mi se spună că mi se deschide proces împotriva mea pentru că sunt incompatibil. Ok. Deci asta imediat ai simțit-o imediat, așa... Da, da. Ca... Da. Am văzut, cineva mi-a arătat o scrisoare care a venit de la, nu știu cine, de la binevoitor către primul ministru. Primul ministru m-a chemat și a zis: o neserioasă această... Fără substanță, da. Fără substanță. Numai că la un moment dat mă cheamă ANI și zic, de ce s-a întâmplat? Ce, primul ministru? E obligația noastră. Vine scrisoarea, o trimite mai departe, dar noi nu o susținem. Mă duc la ANI. Care e problema? Păi, uitează, domnule președinte, noastră aveți două locuri de muncă. Și un loc de muncă este în industria gazului, la firma de gaze care o aveți acasă. Societatea mea care există din 90 până în ziua de astăzi și un loc de muncă la ANR.
care vă reglementează activitatea societății noastre. Zic, da, dar eu acolo sunt suspendat. În momentul când, când am fost votat în Parlament și numit, automat, prin dreptul muncii, locul de muncă se suspendă. Deci era perfect și legal. Dar se suspendă. De ce? Nu s-a încheiat. Dacă e suspendat, el nu produce efecte. Ba da, produce efecte. Noi nu spunem care, dar produce efecte. Mă gândeam, ce efecte? Și iarăși intru în latură umoristică. Ah, dacă eram, dacă aș fi născut un copil, aș fi fost în concediu de maternitate și femeile care sunt în concediu de maternitate beneficiază de orice creștere de salarii pe perioada când sunt în maternitate. Adică chiar dacă lor li se suspendă contractul de muncă, ele beneficiază niște elemente. Zic, dar nu e cazul, că n-am născut. A venit cineva la tine atunci să spună, bă, Nicule, ia stai tu pe scaunul tău, mai bine că s-ar putea să se... Nu, direct n-au zis. Direct n-au zis, dar am văzut în chestia... Toate chestiile astea indirecte, da? Da, și atunci am vorbit un pic așa, că în fond și la urma urmei eram coleg pe instituții echivalente cu președintele ANI. Bine, dar la nivelul ăla, Nicule... Și l-am întrebat, okay, ce se întâmplă? Da. Și mi-a răspuns prin niște gesturi, care știm noi, că nu eu... Da, da, da. Da. Cei de sus. Da. Dar zice, nu, vezi că nu o să fie nimic. Și în prima instanță câștigă ANI. Opa. Și îmi cere să-mi dau demisia. Și mă cheamă primul ministru să-mi dau demisia. Și îi zic, nu-mi dau demisia pentru că am dreptul să contest. Și până se rezolvă contestația în instanță, în recurs, așa scrie legea. Mă duc la președintele Senatului. Senatul este instituția parlamentară care gestionează ANR-ul. Cine era președinte atunci? Era Călin Popescu Tăricianu. Și nu, președinte, nu premier. Președintele Senatului a fost Tăricianu. Așa și, ok, bun. Tăricianu. Premier era Ponta. Ponta. Ponta care mi zicea că nu știe ce se întâmplă, ăia de la ANI, nu știe, nu cunoaște. Și m-am dus la Tăricianu și am explicat că ar putea să vină presiuni pe schema asta, dar și alte presiuni pe care le-am mai avut. Ok. Și zice, nu-ți dai demisia. Dacă zici tu că ești corect și totul este o scenare și tu ești în instanță. Dar nu-ți dai demisia. Eu s-a vorbit cu guvernul și zice, domnul Avles, nu-și dă demisia pentru că se pare că e o scenare. La care și domnul Ponta mi-a zis, mi-a transmis că are încredere în mine când a văzut că mă țin. Și m-am judecat cu ei ani de zile. Eu am terminat mandatul în 2017 și în 2018 am învins că într-adevăr e pe dreptul muncii. Mi s-a suspendat contractul. Dar ei au fost forțați să găsească o modalitate de să chiar dacă una tot umoristică, adică stai bă, dacă m-au votat. Mi s-a suspendat contractul. Păi dacă mi s-a suspendat contractul, Vreau să te întreb, deci dacă guvernul sau ministrul de atunci mergea pe cartea rușilor în timpul mandatului, sau care, tu ai simțit cumva acest sens giratoriu care pe o ieșire scria și americanii? Da, pentru că, hai să fim serioși. Americanii ne-au asistat, dar nu prin zona guvernamentală, ci prin zona băncii mondiale și a fondului monetar internațional. Au avut un cuvânt de spus la problematicile care le-ai discuții. Ei, pentru că, până la urmă, ei au fost un suport pentru că... Dacă este important de spus. Ți-aduci aminte, în 2012-2013 a fost suspendarea președintelui Băsescu. Au fost probleme echivalente cu problemele care se ivesc într-o lovitură de stat. Ok. Și atunci a fost... Lumea nu știe. Atenția a fost sporită, atenția organismelor. Și așa că am fost asistați de o troică, dacă ați aduce aminte. Fondul Monetar, Banca Mondială și Comisia Europeană. Aceste trei instituții au pus la dispoziția României 4 miliarde de euro ca și buffer. Aveți probleme bonus cu salariile, aveți probleme cu pensiile, cu ajutoarele medicale, poftiți, vă pune la dispoziție 4 miliarde, dar faceți treabă. Am înțeles. Nu mai furați gaze, nu mai furați energie, scăpați de băieții deștepți din energie, scăpați de băieții deștepți din gaze. Mai există băieții ăștia? Și după aceea... Ori mai fi, dar nu se mai pune problema pentru că s-a schimbat toată filozofia. Deci noi am pus pe bursă prețurile. Nimeni nu mai vinde fără bursă. Și de fapt asta este. Interesant. Eu ca cetățean al României avem o pungă de gaz. Dacă împarți gazele la câți cetățeni ai României, fiecare are o pungă.
Păi tocmai e vrea ca ANR-ul și Romgazul să vândă gazele, să le dea la X și la Y, deci, sau să le vândă pe bursă. Practic, America a intervenit indirect prin Banca Mondială, ajutându-ne atunci la Ananghe. Rusia cred că n-a făcut nicio culoare. Da, pentru că banii veneau de la Banca Mondială și la Fondul Monetar și atunci au zis așa, liberalizează toate prețurile, privatizați, spuneți, nu mai faceți privatizări, că oricât de bine faceți o privatizare cu negociere și cu licitație, ea tot merge, tot acolo se duce la cineva care știe de ce și cum și când și că, cum să facă. Puneți-le pe bursă. Și atunci am listat o parte semnificativă din Romgaz, deși Romgaz a rămas mai departe. N-au fost discuții și pe chestia asta? Pentru că a lista pe bursă înseamnă a pierde controlul pe undeva. Nu, am listat... Sau numai o parte s-a dat. Am listat pachete sub... Am înțeles. Da, deci n-am cedat. Transgazul este, statul este majoritar, dar am vândut 30%. Banii aia au intrat în Transgaz și a putut Transgazul să facă investiții. Foarte multe electrica. Chestiuni care nu le știe lumea, da. Aflate astăzi de la tine și cel puțin pentru mine, 3-4 breaking news ne-ai spus aici, care foarte multă vreme probabil că au stat sub salteaua politicului. Incredibil de interesante lucruri se întâmplă la nivelul, bineînțeles, central, guvernamental. Și dacă este viitorul ne va răsplăti probabil cu răspunsul, dacă nu era probabil americanii să ne ajute, eram într-un mare hău. În special comisia. Și mulțumim, zic comisia... eu, comisia... America ne-a pus banii, dar ideile fără bani, știi cum e? Da, dar am avut noroc să lucrez foarte bine cu echipa Băncii Mondiale. Banca Mondială, oameni experți în Băncii Mondiale, care, mă rog, au obligat România să... Ei zic așa, tu ceri să-ți dau bani împrumuturi, la prețuri foarte mici și pe perioade foarte lungi. Dar tu banii tăi furi. Sau îi lași într-o zonă în care ei pot fi furați fără ca lumea să constate că se fură. De exemplu, prin ceea ce ne-ai spus, tragem concluzia că ei știau, și americanii și Banca Mondială, știau ce se întâmplă în România, știau mecanismul, cum se sifonează energia românească și au spus, stop, gata. Ce înseamnă preț reglementat? Preț reglementat la gaze sau la energie este un preț mai mic decât prețul de piață. Că dacă ar fi prețul ăsta reglementat mai mare decât prețul de piață, toată lumea ar zice, bă, mergeți la prețul de piață, că e mai mic. Din punct de vedere profesional, mai am o întrebare și ne întoarcem la viața ta. Pentru a ne îndepărta de problematicile care și astăzi cred că există în domeniul energiei, anul trecut s-a dat demisia de la Electrica, din funcția de director general, tocmai pe anumite, să spunem așa, disfuncționalități, să nu le spunem scurt circuite. Mi-amintesc clar, în presă spuneai că nu am mai solicitat renuirea mandatului. Da. Sigur. Tot anumite intervenții sau ceva de genul s-a văzut în presă? Nu sau... a fost, dar nu mai erau politice, deci nu mai vorbim de... N-a fost vorba de prădători politici. Deci nu presiuni politice. Da, dar a fost vorba de niște... aranjamente de management anterior. Nu. Sau? Deci, ce s-a întâmplat de fapt? Fostul Conel, adică totalitatea rețelelor de distribuție a energiei electrice din România, s-a împărțit în 8 regiuni, după regiunile istorice, sau cum se zice. Istorice, dar de fapt urmează regiunile de la Agenția Națională de Dezvoltare Regională. Da, da. Regiunea Nord, Centru și așa mai departe. Pe câte 6 județe. Și a zis fiecare, facem 6 societăți comerciale, fiecare având 6 județe, plus una care are Bucureștiu, Giurgiu. Și le vindem. Le vindem la mai multe societăți comerciale de afară, odată ca să putem intra în Uniunea Europeană. Vorbim, cine a decis chestia asta? Vorbim de anul 2004-2005. Cine a decis, de exemplu, că trebuie să vindem la societăți de afară și nu la companii românești interesate?
Nu a fost vorba să nu vindem, dar n-aveai cui în România. Deci așa cum s-a făcut caietul de sarcini, n-aveai cui să vinzi. Am înțeles. Pentru că în România este un sistem comunist de gestiune a acestor rețele de utilitate publică și ne-ar trebui cineva care are o experiență ca ulteriorii, da, și atunci a venit investitor să schimbe infrastructura, da, să o modernizeze, da, și așa mai departe. Da, și atunci a venit EON-ul, Germania, Franța, Italia și Cehia, care, mă rog, Cezul, da. Și care Cezul a făcut o treabă foarte bună, dar mai puțin decât într-o zonă mai mică. Doar că și urmând ca să vândă la 6 societăți comerciale diferite ca să poți să verifici dacă tarifele între ele cum e. Că așa nu știai dacă tarifele sunt corecte sau nu, că activitatea de monopol nu îi poți să pui pe concurență. Dar dacă zici pe ăla pe 6 județi din Moldova, tariful lui este de 10 lei pe megawatt. Păi tariful ăla din București e de 20 de lei. Păi de ce? Că societățile au fost făcute și rețelele în așa fel că să fie echivalente, ca să poți să faci diferențierea. Numai că italienii au fost foarte șmecheri și au cumpărat 3. Deci o societate de 6 județe din Moldova, Iași, Bacău, a fost luată de E.ON, compania germană, Cezu a luat Oltenia și 3 regiuni, respectiv Banatul, bogat și cu foarte buni consumatori de energie, Dobrogea cu Constanța, cu portul, foarte bună zonă, da, pentru ei, și București, nici nu mai vorbim, au fost adjudecate de Enel. Și atunci România era înainte de a veni. I s-a spus, domnule, nu mai faceți privatizarea, că vă treziți că ați înlocuit Conelul cu Enelul. Și au mai rămas 3 regiuni care au rămas de stat, ale electrice. Și zice, nu, astea, regiunile astea le punem, de câte 6 județe, le punem la bursă. S-a vândut la bursă cu 51%, cu sprijinul ANR-ului, deja i-am intrat și eu. Am avut un succes foarte bun, bursa din New York, bursa din Londra, s-au donat o mulțime uriașă de bani, 700 de milioane de euro. Mult peste dar la prima negocierile. Strigare, să zicem. Și când am ajuns la minister din ANR, am intrat în Consiliul de Administrație ale Electricei, firma care gestionează cele 3 regiuni. Și am zis, dar stai un pic, astea 3 regiuni sunt 3 societăți comerciale. Da, 3 societăți comerciale. Păi fiecare societate comercială are 50 de directori. Păi da, are 50 de directori. Păi în total sunt 150. Păi da, 150. Păi nu, domnule, cum adică să facem 3 societăți de câte 6 județe cu 150 de directori? Le unificăm și o să avem 50 de directori pe toată 18 județe. Am supus în Consiliul de Administrație, n-am putut să nu aprobe. Și am aprobat. După aceea, când au început să le unească și să, mă rog, să dea afară unii oameni, alții să înlocuiască, din 3 directori general, numai unul putea să fie. Și au fost niște presiuni. Și atunci mi-a zis ministru, du-te tu acolo, e ideea ta. Eu am stabilit să fie și la ea. Am cerut să fie la Cluj. Pentru că regional ele erau împărțite așa, o regiune era condusă la Brașov, una era la Prahova, în Ploiești, și una la Cluj. Clujul avea de la Oradea până Maramureș, Clujul. Brașov avea exact regiunea noastră, de aici, regiunea centru, Alba, Bacău, Alba, Brașov, Hărghita, Covasna, Mureșul. Și Prahova era cu o zonă bună, totuși, Galați, Brăila. Deci cumva Prahova, a doua oară ai pus paloșul pe masă. Da. Care au fost urmările? Și atunci zice, du-te tu. Eu când m-am dus acolo, zice, ei nu o să dea în tine, că ei se omoară între ei care să ia funcțiile. Și când m-am dus eu, ei m-au recunoscut, pentru că eu le-am aprobat tarifele înainte, ei trăiau de pe ANR. Și cu mine n-au avut ce să facă. Dar atunci am observat că relația între firma mamă, Electrica, și firma asta nu era una corectă. Adică firma mamă sugea banii, cumva, sugea banii din această societate care trăia din tarife. Din tarife trăia. Și atunci am zis, domnule, eu nu verific dacă ați sub ceva sau nu. Deci ne întoarcem la sistemul de căpușare? Un fel de căpușare. Da, asta. Zic, dar de ce directorii de la firma mamă sunt în Consiliul de Administrație aici la mine? Lucru care nu este acceptat de legislația de tip monopol. Trebuie să instituiți zid chinezesc, așa zice legea. Deci, tu ești director general la Electrica, păi tu poți să-mi zici mie, uite, domnule, unde ai capacitate maximă de intrare rețele? Și tu te uiți și zici, acolo, lângă Ungheni. Oh,
vine băiatul și ia acolo 300 de hectare și... Nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dar cred că era bine să, să ai o veste anti-glonț, doar așa pentru la câte chestiuni ți-ai asumat spre a schimba în bine și a, da. Și a termina cu furtișagurile, dar este foarte greu, Nicule, și tocmai de-aia cred că va mai trece multă apă pe, pe, pe Dâmbovița și pe Mureș până vom ajunge la o normalitate. Din păcate, da, undeva este și tot așa sub aspect umoristic, dar de fapt fatalist, că noi nu avem în genă știința conducerii unei structuri guvernamentale. Da. Nu trebuie, și măcar... Cred că trebuie să vină oameni din sfera privată foarte serioși care știu să creeze profit, bunăstare și să se închidă toate aceste sisteme căpușabile. Da? Acolo cred că e soluția, dar va fi foarte greu. Să ne întoarcem pentru... sfârșit la ceea ce este frumos pentru toată lumea și anume la familie. Spune-mi, te rog, copii, ce-ți fac copii, soția, știu că a fost alături de tine. Toată lumea e bine, 6 nepoți. Oh, bravo, bunic de bunic. Da, cei doi copii ai mei s-au căsătorit în București, independent de faptul că i-am lucrat în București, pentru că băiatul meu a terminat facultate la Cluj, electrotehnică, electronică, telecomunicații, secția engleză și a fost luat pe băncile școlii direct la o firmă mare, companie germană uriașă, care a instalat sistemul 3G în Azerbaidjan, a lucrat cu ei 2 ani. Când s-a întors, a lucrat pentru Huawei, cu această companie germană și actualmente lucrează la Vodafone. S-a căsătorit, are 3 copii, fata a terminat dreptul la Babeș-Bolyai, a lucrat la o firmă importantă din Cluj, la domeniul avocaturii, pe zona de... S-a stabilit la București. S-a stabilit și a format acolo un cabinet foarte bun, încă 3 copii și acum... Eu trebuie să spun că eu trebuie să trăiesc și în Târgu Mureș, dar nu pot să zic că da, doar în București, trebuie să fiu și în București. În București acum ai triplă calitate. Și de... bunic, da. Da, da. Da, și, dar e contrar. Noi avem o imagine negativă despre București, dar întotdeauna nu trebuie să o luăm ca un tot. În fiecare element, un element este compus din materie, este compus din atom, din elemente. Cum a suportat? Nu fiecare este negativ. Soția această perioadă de privilegie, de schimbări în viața ta, că până la urmă a fost. În primul rând, a folosit sistemul virtual și a mutat un birou din Târgu Mureș la București. Și a făcut conexiunile în direct, se lucrează direct, semnătură electronică. Acest lucru l-a făcut înainte de pandemie, când lucrurile practic au fost chiar și legiferate că pot să lucrez de acasă. Da. Deci din punctul ăsta de vedere nu, dar a fost aproape de mine, a fost aproape de familie. Am asistat de mulți ani, chiar și când a făcut brigada artistică, a avut... un aport, chiar a scris și ea niște texte umoristice ca să mă ajute. Culmea este că la un moment dat, pentru finalul emisiunii, am întrebat inteligența artificială, am invitat și eu, domnule, cunoști pe Nicolae Havrileț? Zice, dați-ne niște elemente. Păi, care a lucrat în energie? Și scrie, da, a făcut aia. Și a scris niște lucruri care eu nu mi-aș fi adus aminte. Dar foarte bine. Da, a fost una, a liberalizat piața de energie, piața de gaz, a făcut lucruri foarte bune, a introdus competiția și este recunoscut. Zic, dar ce zici de Nicu Havrileț? Ce dați-mi mai multe? Păi, Brigada Bun Cluj. A făcut Brigada Bun, care a fost un grup studențesc de umor foarte bun, foarte bun. Și da, de soția lui. Păi și soția l-a ajutat și a scris și ea texte. Foarte fain. Da. Vezi ce unde duce da. Viața până la urmă. La ChatGPT. Incredibil. În orice caz, ce pot să spun este faptul că îți mulțumim pentru breaking news-urile care ni le-ai dat, adevărul neștiute, ai pus baza clar schimbărilor, zic eu, foarte importante, la nivelul energiei cel puțin, pentru că ești din Târgu Mureș, ne onorează
și îți mulțumim în numele tuturor concetățenilor noștri. Îți urăm tot binele din lume, să fii fericit, tată, soț, bunic, fericit. Fim fericiți cu toții, împreună ne cunoaștem de 10 ani de zile. Da, să ne revedem, să ne revedem cu bine și să rămâi același. Un bun și om pragmatic și în același timp activ, pentru că tocmai am înțeles că ai mai multă în ultima perioadă treabă. Am dat pe zona de consultanță privată și sunt, într-adevăr, am și 15 întâlniri pe zi. Super, sunt zile când mă întâlnesc cu 15 firme diferite. Ca unele vor să intre în România, altele vor să dezvolte în România, altele și cu know-how-ul se interesează, tău. Spune ce am putea face aici, pentru că în România vor intra în următorii 10 ani undeva la 60 de miliarde de euro pentru schimbarea filozofiei sistemului energetic. Foarte interesant și noi suntem aici. Dragul meu, mulțumesc frumos. Dragilor, asta a fost. Sper că a fost o emisiune pe măsura așteptărilor. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi și, bineînțeles, nu uitați să fiți buni, pentru că a fi bun nu costă nimic. A fi bun este gratis. Doamne ajută!